Propunerile Plus Vâlcea sunt oameni noi în politică, iar competența și experiența profesională îi recomandă pentru a face parte din echipa implicată în administrarea județului și orașului în următorii 4 ani. Printre cei desemnați să intre în cursa electorală se numără Mariana Nițu, economist în vârstă de 63 de ani, Dorin Marian Pomană, responsabil pentru mediul rural, a studiat dreptul 43 de ani, Constantin Ene, președintele Plus Vâlcea, economist, Dan Coman, inginer, George Botoran, trezorier, economist, 32 de ani, Laurențiu Ciutacu, inginer, 48 de ani, Mihail Andrei Cizmaru, economist, master în administrarea afacerilor în turism și industria hotelieră, 41 de ani. Plus Vâlcea propune echipă energică formată din oameni diferiți, care și-au construit cariere solide în afara politicii și au înțeles că soluția nu este să aștepte să se schimbe ceva în administrația locală sau centrală, ci să fie ei parte a schimbării. Bunele intenții, o nouă viziune și dorința de a pune administrația publică locală în slujba cetățeanului și nu invers, reprezintă principalele atuuri ale echipelor propuse. După finalizarea negocierilor cu partenerii de la USR Vâlcea, Alianța USR Plus Vâlcea va prezenta lista comună de candidați pentru alegerile locale din acest an.